După o perioadă de hibernare peste vară, complexul studențesc din Timișoara este din nou animat de miile de tineri care au venit să-și ocupe locul într-unul dintre căminele Universității Politehnica Timișoara. Cazarea a început și se va desfășura până în 30 septembrie. Ce studiezi? CTI. Cum e viața de cămin? Am ajuns să încerc pentru prima dată și sunt excited. Ok. Și de ce? Ai stat în chirie? Da, primul an, da. Și deja anul acesta vreau să încerc ceva nou. Stau de 3 ani. Și cum e viața de cămin? Deocamdată fain. Acum să văd și în căminul ăsta, că n-am mai fost în căminul ăsta până acum. Procesul de cazare a început de dimineață de la ora 8, continuă până în data de 30 inclusiv, cu încheiere la ora 18 seara. Se desfășoară normal, ca în fiecare an, bonuri de ordine, organizare, studenții sunt liniștiți, așteaptă fiecare rând. Avem cam cel mai utilat cămin, să zic așa. Pe partea de bucătărie sunt plite electrice, cuptor cu microunde, cuptor de copt, spălătorii pe fiecare etaj, cu uscătoare, mașini de spălat. Fiecare cameră, fiind cu module, au două camere în part, un duș, o toaletă și două chiuvete. Chiar sunt condiții bune. Strictul necesar, mai ales pentru bobocii politehnicii din Timișoara, a fost adus de părinți sau bunici mai emoționați decât studenții. Cu nepoata am venit și cu nepoata, cu fica ei. Acum anul întâi o să fie la chimie undeva odată. Și acum m-am adus din bagaje, că ea e acum acolo cu acte, cu ce trebuie. Ce ați adus în ele? Veniți de departe? Din Arad, lenjerie. De toate. Căci un pic acum. Vineri sau joia revinim. Suntem un pic cu emoții, prima oară, primul an. Venim de la Hațec și sperăm să fie bine și să reușim să terminăm. Ne-am înscris la Facultatea de Politehnică, specializarea instalații și suntem încântați să fim prima zi la universitate, la cămin, cu emoții. Cu așteptări, dar e ok. Cum? Ce e în bagaj? Ce ați adus? Deocamdată lenjeria de pat. Urmează joia ce vine, aducem restul lucrurilor. Cum ați decis pentru cămin și nu chirie? Trebuie socializare, în primul rând. Viața de student se trăiește la cămin și avem sală de lectură, am înțeles, toate facilitățile. Universitatea Politehnică Timișoara are 16 cămine în care vor fi cazați toți studenții Instituției de Învățământ Superior. Sunt alte câteva sute de tineri studenți ai altor universități din Timișoara care s-au înscris pe lista de așteptare pentru cazarea în căminele UPT. Marea noastră bucurie anul acesta universitar este că reușim să acoperim toate cererile studenților din cadrul Universității Politehnica, chiar dacă cu un sprijin ceva mai redus pentru alte universități. Suntem capabili să oferim 5578 de locuri de cazare, ceea ce acoperă întreaga cerere. O cerere sensibil mai mare decât în alți ani. Iată, am avut în anul 2024 cea mai bună admitere din ultimii 15-16 ani pentru Universitatea Politehnică, un număr mare de studenți în anul întâi, coroborat cu faptul că am reușit să câștigăm proiecte importante de reabilitare a căminelor. Tarifele de cazare din căminele Universității Politehnica Timișoara sunt între 215 și 385 de lei. Studenții politehnicii de la buget beneficiază de reduceri la energia electrică pe care o consumă. De asemenea, ei pot mânca la cantina Instituției de Învățământ Superior cu 15 lei meniul zilei.